Numărul de locuințe finalizate anul trecut în România a fost cu 5% mai mare decât cel din 2014, de aproximativ 47.000 de unități, nivel care a mai fost depășit doar în 2010, când au fost ridicate cu aproape 2.000 de locuințe mai mult, potrivit celor mai recente date statistice citate de MediaFax. Se remarcă astfel o creștere și în ceea ce privește rezultatele pe țară, deși mai este încă mult până când construcția de locuințe la nivel național va putea egala rezultatele din 2008-2009. Anul trecut a fost cel mai bun pentru construcția de locuințe în regiunea București-Ilfov, fiind finalizate peste 11.000 de case și apartamente, un nivel record pentru ultimii 10 ani. Tendința din București are eco și în alte orașe ale țării. Potrivit specialiștilor, o creștere asemănătoare este vizibilă în toate zonele țării de la Constanța la Timișoara. Motivul este că, pe o perioadă destul de lungă, a avut loc o stabilizare a prețurilor, iar oamenii au prins încredere. Creșteri semnificative pe regiuni se mai observă în zona centrală și de nord-est, centrul înregistrând o creștere de aproape 28% față de anul precedent.